Bun venit în Islanda! Ne-am preluat cu imobilul varianta islandeză. Dacă vântul este puternic, ține zboară, efectiv. Haideți să vă arăt și partea din spate a capitala statului, Reykjavik, este în America, din ce restul țării se află în Europa. Lăsa sul. Wow! Nu e uleioasă, de fapt. Înțeleg că acest vulcan... Se lasă frigul. Salutare tuturor din Amsterdam! Salutare, dragilor! Suntem pe picior de plecare, părăsim Olanda și ne îndreptăm către Islanda! În sfârșit, am așteptat ziua asta de foarte mult timp, doar că nu o să luăm cu imobilul cu noi. Deși planul inițial ăsta era... O să lăsăm mașina aici la o familie de români, pentru că inițial am vrut să mergem cu mașina, știți prea bine, dar costurile și timpul pe care îl petrecem pe feribot ajungeau la cele pe care le plătim noi pentru un camper. Pe această cale le mulțumim românilor din Amsterdam că au fost extrem de receptivi la mesajul nostru de pe Instagram. Dar ce înseamnă să mergi cu feribotul până în Islanda, din Danemarca? 3 zile dus, 3 zile întors, asta înseamnă 6 zile petrecute pe feribot și nu e neapărat o experiență pe care ne-o dorim, iar în perioada asta costurile ne-ar fi ajuns undeva la 2500 de euro dus întors întregul transport, pentru că e o mașină mai mare, de aceea am optat pentru varianta avion, camper, explorarea țării și ne întoarcem aici, preluăm cu imobilul și ne continuăm călătoria prin Europa. Adevărul e că o să ne lipsească, o să ne fie dor de el. Nu știu cum ar fi fost să dormim în cort în perioada asta, pentru că e destul de rece, vara e pe sfârșit și acolo încep ploile, întotdeauna tot răul spre bine. Am lăsat cu imobilul la o familie extrem de drăguță și le mulțumim pe această cale că au acceptat să ne găzduiască copilașul cât suntem noi plecați. Mergem acum să luăm un autobuz și ne îndreptăm către aeroport. Suntem destul de aproape, cred că o să ne ia în total 10 minute. Islanda, venim! Deși am venit cu 3 ore înainte de zbor, procesul a mers destul de repede, ne-am speriat pentru că știam, Amsterdamul în ultima vreme este destul de haotic, pentru că sunt multe zboruri bine, de aici. Toată Europa e haotică, azi e vineri, e încă august, perioada vacanțelor și de asta... Ne-am luat măsuri de siguranță, dar a mers extrem de bine. Vreau să vă întreb dacă voi vă mai amintiți aventura noastră din Maroc. Când am rămas blocat și ne-am achiziționat biletele de avion de la Transavia pentru a ieși din țară cât mai repede. Și pentru că între timp Saromul a organizat o cursă de repatriere. A rămas cu acele bilete. Da, am și plătit suprapreț la vreme aceea, da, 500 de euro, două persoane, Marrakesh-Paris. Prin urmare nu le-am mai folosit, ne-au dat un voucher și acum am profitat de ocazie și am găsit zborul acesta din Amsterdam către Reykjavik. Trebuie să menționăm că noi zburăm cu Transavia și erau foarte puține zboruri pe care puteam să le folosim. Să începem aventura, gata! Și am ajuns la destinație! Bun venit în Islanda! Welcome to Island! Nu vă imaginați prin ce stări am trecut noi până să coborâm din avion, pentru că am stat la geam, evident, și am văzut cum scoteau bagajele și la un moment dat s-au oprit și ne-am văzut geamantanul nostru. Și ne-am panicat, am zis, ce facem? Că totuși nu suntem în
orice țară, să putem să ne cumpărăm lucruri. Și mergând noi așa liniștiți prin aeroport, în cele din urmă vedem că mai scot niște bagaje și ne-am văzut geanta. Deci stăm liniștiți. Se vede că n-am mai zburat de mult. Dar de ce ne-am panicat? Pentru că noi ne-am făcut singur check-in-ul, inclusiv la bagajul de cală. În Amsterdam au niște aparate unde te duci, îți pui tu stickerele și după care le scanezi, le trimite într-o cutie magică pe bandă și apoi în avion. Și am zis, stai să vezi că noi, ne mai făcând asta niciodată, sigur am greșit ceva. Și l-am trimis prin Hawaii, prin Honolulu, unde alta, dar ne-ar fi plăcut să mergem după Islanda acolo, la căldură. Văd acum niște imagini senzaționale cu Islanda, niște geizere, niște lagune, senzația. Vă așteptăm să explorăm această țară minunată. Și cred eu că am văzut și vulcanul din avion. Stins, din păcate. Am ajuns prea târziu. Am recuperat valiza, asta înseamnă că avem haine de Islanda. Bun venit în Islanda, ne-am preluat cui mobilul varianta islandeză. El este un camper care o să ne poarte în această aventură de 11 zile prin această țară fabuloasă. Am avut parte de o mică peripeție, am început cu stângul, putem spune, toată călătoria asta, dar am fost avertizat, să spunem, o zi înainte de a ajunge aici. Noi am închiriat acest camper pentru 10 nopți, 11 zile și trebuia să-l preluăm ieri la ora 6, în momentul în care am aterizat, apropo, am zburat 3 ore din Amsterdam, fix cu 24 de ore înainte de a ajunge aici, am primit un e-mail că, din păcate, ei nu ne pot da camperul în ziua în care ajungem noi la ora respectivă, la ora 6, pentru că la ora 5 se închide biroul. A fost ciudat, pentru că noi în momentul în care am rezervat acest camper, acum vreo 2 sau 3 săptămâni, am completat toate datele, inclusiv ora la care ajungem. Și pot înțelege că există o cerere foarte mare, pentru că ne-a fost puțin imposibil să găsim un camper pentru perioada asta. A fost cam singura variantă, deci n-am avut de ales, că inițial am fi vrut un van, să spunem, o autorulotă, dar nu am avut de unde alege. Cumva ne-au pus în fața faptului împlinit, găsește hotel. De pe o zi pe alta prețurile sunt destul de mari. Nu mi s-a părut deloc ok abordarea lor și în situația de față ne-a sărit Daniel în ajutor, un român stabilit aici, cu care țineam legătura de ceva timp din momentul în care am zis că venim în Islanda, pentru că aveam nevoie de informații, unde să mergem, ce să vizităm, sfaturi locale. Și el, locuind aici și cunoscând zona, ne-a ajutat și am rămas la ei peste noapte și le mulțumim pe această cale. E vorba de un Nissan, e pe motorină, interiorul este destul de mare, hai să-l vedem și noi. Apropo, în Islanda trebuie să fim extrem de atenți la uși, pentru că dacă vântul este puternic, ți le zboară efectiv. Și ești bun de plată, pentru că nu intră în asigurarea basic pe care o avem noi. Chiar ne gândeam aseară, pentru că a fost destul de rece, nici nu știu câte grade erau, ce inspirați am fost când am venit aici cu cortul, pentru că altfel înghețam, nu știu, plecam a doua zi, probabil că ne supăram atât de tare pe vreme și fie ne luam hoteluri, fie plecam a doua zi. O să vedeți mai târziu când ajungem în camping, o să facem o demonstrație cum ne organizăm noi aici, ne-am pus bagajele, patul se deschide în felul acesta și practic alt spațiu nu mai avem, doar scaunele din față. Avem încălzire, prețul standard pentru acest camper, fără a fi dotat, să spunem, cu cele necesare atunci când pleci la un drum mai lung, a fost de 1700 de euro. Dar pentru că noi am mai vrut anumite facilități, am mai plătit extra două scaune, o masă, un grătar, un router mobil cu internet nelimitat, un card cu acces în 41 de campinguri din Islanda, lenjeria de pat, plapuma, pernele, prosoapele se plătesc extra, presa asta în care vom face noi cafeaua. Astea sunt dotările extra care ne-au costat 500 de euro. Nu plecăm cu ele acasă, le lăsăm aici. Când ne întoarcem nu le-am cumpărat, dar astea sunt prețurile și repet, ăsta a fost singurul camper disponibil. Făcusem simulări pe alte perioade și prețurile erau, nu știu, exagerate, 3.000, 4.000 de euro. Fix pentru 10 zile. Aici sunt niște reguli de care trebuie să ținem cont. În primul rând, dacă vântul este puternic și trebuie să ne instalăm o aplicație, nu avem voie să conducem, pentru că ne poate zbura cu tot cu mașină. Apoi, ușile, când e vânt, trebuie să fii extrem de atent cum le deschizi, pentru că altfel ți le zboară. Și chiar am văzut că ușile astea au fost cam afectate de vânt de-a lungul timpului și sunt scumpe, adică costă câteva mii de euro, probabil una, nu știu. Reparația ei, da. Nu ai voie să faci off-road aici, mergi doar pe drumurile publice și nu mai știu, că au fost niște instrucțiuni destul de complexe, dar pe măsură ce ni le amintim, vi le spunem. Legat de asigurare, pentru că noi am ales varianta
standard, a trebuit să mai plătim un depozit de 2500 de euro. Da, a durut, ce să zic. În Islanda trebuie să vii pregătit din punct de vedere financiar, pentru că este o țară costisitoare. Noi plătim mașină și cazare 2 în 1, 230 de euro pe noapte. Nu știu dacă am găsit mașină și hotel la banii ăștia, probabil că pe alocuri, da? Depinde foarte mult de zonă. Este surprinzătoare țara asta, cel puțin văzută de sus, este fabuloasă. Și ce ai văzut aseară? Ce am văzut aseară de la balconul apartamentului lui Daniel și al Andrei, am văzut aurora boreală, așa puțin de tot, eram în oraș, erau lumini, eram foarte obosit și n-am mai ieșit, am zis ok, la stăm aici, pe balcon, confortabil, lăsăm acum câteva imagini, câteva fotografii pe care le-am surprins, abia aștept din sălbăticie să deschidem ușa camperului și să vedem cum dansează aurora pe cer, să ne surprindă așa cu momente extrem de frumoase. Haideți să vă arăt și partea din spate a camperului. Nu excelează la capitolul curățenie din punctul meu de vedere. Nu mai știu cum se deschide chestia asta. Yay! Aici este frigiderul. Inițial noi ne-am luat și o ladă frigorifică. Am plătit-o extra, dar ne-au spus că nu avem nevoie și ne-am mai luat și saș de dormit și la fel ne-au spus că nu avem nevoie. Prin urmare, ni le-au tăiat din costuri. Aici avem niște ustensile. Dacă vrem să... Trebuie să facem curățenie, nu dacă vrem. Asta este un bidon de apă. Apropo, apa este potabilă și aici, peste tot. Și aici avem? Aici avem bucătăria mobilă, care arată de felul acesta. Nu arată rău, știi? Doar că sunt toate foarte uzate și nu te aștepți neapărat la asta, dar se înțelege de la sine. Avem oale aici, putem să ne gătim. Credeam că se plătesc și astea extra și m-am speriat inițial, zic ok, dar pe listă nu erau ustensilele de bucătărie. Zic să pornim la drum și pe parcurs vă mai prezentăm una alta în funcție de cum ne organizăm. Sigur că avem pături aici în partea stângă, da, va fi o experiență interesantă. Temperaturile nu cresc semnificativ în august, cred că ajung undeva la 20 de grade cel mult și sunt câteva zile, adică nu săptămâni. Și gata, pornim în aventură. Abia așteptăm să te descoperim Islanda. Am așteptat momentul ăsta de foarte mult timp. Da, această mașină are cutie manuală, de mult n-am mai condus. E o provocare pentru mine, cel puțin pentru primele ore. Apoi mă obișnuiesc, bineînțeles. Avem vreme bună. Deocamdată. Drumuri, drumuri libere, e weekend. Și acum mergem să cumpărăm ceva, mergem la un supermarket, apoi facem planul și continuăm traseul prin Islanda să vedem primele obiective pe care ni le-am propus. Acum am venit să bem o cafea, suntem tot în Reykjavik. Cred că mașinăria asta tunde gazonul, deși inițial am crezut că, mă rog, curăță zona respectivă de frunze. Oricum, orașul în sine este foarte frumos, extrem de aerisit și nu seamănă deloc cu nicio altă capitală a Europei, a lumii. Începem ziua de filmare în forță. Am plătit pe acest mic dejun, încă o cafea pentru Ion, 10 euro cu asemenea priveliște. Reykjavikul este cel mai mare oraș din Islanda, este capitala statului și ocupă o suprafață destul de mare, aici concentrându-se aproximativ o treime din totalul populației. Undeva în jur de 130.000 de oameni locuiesc aici, din 370.000 cât numără Islanda. Și dacă m-au auzit ciudat, să știți că mașina asta este de vină, e foarte zgomotoasă. Aveam impresia că am uitat ușile deschise în spate. Am rămas cu sechele după instructajul făcut de băieții de la firma de închirieri Campere, când ne-au spus mare grijă la uși, inclusiv aici scrie chestia asta și încă ceva, nicio asigurare nu acoperă un astfel de accident, să-i spunem. Deci trebuie să fim super atenți. Oricum, orașul Reykjavik este foarte frumos, dar acum mergem către zonele rurale frumoase pentru care este renumită Islanda, pentru ghețari, pentru vulcani, pentru că are peste 30 de vulcane activi, pentru geizere, cascade, canioane și multe, multe alte peisaje selenare de care o să avem parte în această super călătorie. Îți vine să crezi, Ion, că suntem în Islanda? Nu prea. Nu prea, nu? Și am ajuns la prima destinație de pe traseu, care are o semnificație foarte importantă pentru islandezi.
este un monument al naturii extrem de important, dar și un sit arheologic și face parte din patrimoniul UNESCO. Pe aici trece dorsala medio-atlantică, riftul care separă placa tectonică europeană de cea americană. Și interesant este faptul că, din punct de vedere geologic, capitala statului Reykjavik este în America, din ce restul țării se află în Europa. Dar dacă o luăm din punct de vedere geologic doar. Riftul acesta care separă placa tectonică americană de cea europeană este și cel mai lung lanț muntos de pe Pământ, doar că nu putem să-l vedem pentru că este scufundat în întregime în Oceanul Atlantic. E de pe altă planetă peisajul ăsta și este incursiunea perfectă în ceea ce ne va oferi Islanda. Propun să o luăm la plimbare așa, de-a lungul Faliei, încât să observăm îndeaproape toată această zonă. Oricum, valea în sine este foarte frumoasă, destul de verde, sunt niște căsuțe, e și o bisericuță acolo tipică, foarte frumoasă. Multe surse spun că de-a lungul acestei falii se află exact spațiul dintre cele două plăci tectonice și că peretele bazaltic din stânga se află în America, în timp ce acesta din dreapta se află în Europa. Dar în realitate nu e așa, pentru că placa tectonică europeană se află la 5 km de locul în care ne aflăm noi. Această falie este și locul unde a funcționat Altin, primul parlament al lumii încă din secolul al X-lea. În fiecare an, comunitățile de vikingi trimiteau aici reprezentanți care luau hotărâri importante pentru țară. Interesant este faptul că acest parlament funcționează și în ziua de astăzi. Este Parlamentul Islandei actuale, doar că el s-a mutat în Reykjavik începând cu anul 1845. Cât de fain arată vegetația din partea dreaptă aici. Formațiunile sunt de mici dimensiuni, în timp ce în partea stângă vedeți și voi cât de impresionant este acest perete. Dar cât de perfecte sunt formele lui, cum au fost ele sculptate de vânt, probabil de mișcarea plăcilor în sine și de toate fenomenele naturale care s-au petrecut aici de-a lungul timpului. Ne-am abătut puțin de la traseul prin defileu, pentru că ni se pare mult mai interesantă ideea de a te plimba și de relaxant, așa, de a ne încărca bateriile. Apropo, aerul este foarte puternic aici în Islanda, e prea curat și nu suntem noi obișnuiți și ne dă așa o stare de somnolență. Da, da, pe tot parcursul zilei am avut senzația asta. Destul de impresionant locul și asta luând în calcul istoria lui. Pot înțelege de ce islandezii sunt atât de atașați emoțional de tot ce înseamnă această vale, falia în sine și cam atât. Numele insulei este tradus ca țara de gheață și, în mod ironic, numele Groenlandei se traduce ca pământ verde. Cred că ar trebui schimbate din punctul nostru de vedere și asta pentru că în Groenlanda spațiile verzi ocupă abia 15% din teritoriul țării, în timp ce în Islanda 11% din teritoriu este ocupat de ghețari. Clima este constantă aici, în sensul că am crede cu toții că iarna este foarte frig, dar nu, temperatura se pare că se situează undeva la minus 6 grade, foarte rar scade, iar vara este rece. Rar se întâmplă ca temperatura să treacă peste 20 de grade, cel mult ajunge la 22 de grade Celsius. Însă vântul și ploaia sunt marile probleme ale acestei insule. Am găsit și niște gâște sălbatice. Și am ajuns în fața acestei bisericuțe fermecătoare. Tot aici a fost adoptat creștinismul în Islanda printr-un decret al acestui parlament în anul 999, pentru că mare parte din populație, dintre vikingi, erau păgâni. Foarte frumoasă e și probabil că vom avea parte de asemenea imagini pe tot parcursul călătoriei noastre prin Islanda, pentru că e o biserică tipică islandeză, nordică. Oricum, este închisă, din păcate, dar e mică, pentru că nici populația satelor și a orașelor nu e foarte mare. Totul e din lemn în interior, dar e așa de drăguță și de cochetă. Ion, îți dai seama? Acum câteva minute am fost în America, acum ne aflăm între continente și probabil că astăzi vom ajunge și în Europa, dacă e să o luăm așa din punct de vedere geologic, nu geografic. Dar oricum foarte frumoasă vegetația de aici, uite-te și tu cât de verde e și foarte liniștitor. Și privește civilizația, totul este amenajat. Intrarea este gratuită.
tot în această vale de-a lungul timpului au fost aplicate foarte multe pedepse capitale, pedepse cu moartea, iar cea mai întâlnită cauză a fost incestul. Și asta pentru că la acea vreme nu prea existau imigranți așa cum se întâmplă astăzi. Dar interesant este faptul că începând cu anul 2010, islandezii au dezvoltat o aplicație care ajută pe locuitori să verifice dacă persoanele pe care le-au cunoscut pe insulă le sunt rude sau nu. Și asta pentru a evita incestul. Chiar acum mi-am dat seama că poți nota între plăcile tectonice, între America și Europa. Și este un loc unic în lume din punctul ăsta de vedere. Pe această cale vrem să-i mulțumim lui Daniel pentru că ne-a făcut un itinerariu precis cu puncte importante pe care nu trebuie să le ratăm în vizita noastră prin Islanda. Cum e, Ion, să fii șofer în Islanda? Foarte, foarte simplu, se conduce foarte bine, oamenii sunt educați, nu e trafic intens, e civilizația aici, să știți. Oricum, infrastructura lor este destul de bună. Până acum am mers și pe autostrăzi, dar și pe drumuri naționale cu un singur sens. Ideea este că se întâmplă în unele cazuri să nu vezi minute bune o mașină trecând pe lângă noi și suntem așa, ne simțim ca și cum am fi în mijlocul pustietății. Și totuși suntem într-o lună turistică, foarte turistică, e vârf acum în Islanda. Foarte mulți turiști. Și am ajuns în celebra zonă geotermală, zona geizerelor, unde apa are aproximativ între 80 și 100 de grade Celsius. Se simte mirosul de sulf? Valea aceasta în care sunt situate cele mai cunoscute geizere din Islanda se numește Haukadalur și mi-amintește foarte mult de parcul Yellowstone din state. Bine, totul seamănă cu America din punctul nostru de vedere. Ne-am abținut să spunem asta, dar peisajele sunt asemănătoare, infrastructura pe alocuri. În anumite zone am avut impresia că suntem ba în California, ba în Arizona, ba în Nevada. Acum suntem în Montana sau în Wyoming, varianta europeană, glumind. E uimitor că avem și în Europa astfel de locuri complexe și Islanda este una dintre cele mai complexe, diversificate țări din punct de vedere al reliefului, al minunăților naturale. Lăsa sulf. Mașina a rămas undeva aici, într-o parcare în vale și avem de urcat până ajungem la geyser. E cald aici în Islanda. Da! Nu mai putem de cald pentru că depunem efort. Sunt 16 grade, dar n-aș fi crezut că o să spun asta, dar îmi este cald în Islanda. Nu ne plângem absolut deloc. Islanda ne-a primit cu brațele deschise, ne-a oferit aurora, ne-a oferit imagini frumoase, povești frumoase și sunt convinsă că și de acum înainte urmează să vedem câteva imagini emblematice pentru această țară. Oricum s-a schimbat destul de mult peisajul în partea asta a țării pentru că e mult mai verde și am trecut pe lângă ferme, câmpuri cultivate față de zona de lângă Reykjavik unde era mai arid. Bineînțeles că și aici este vorba despre vulcani pentru că apa acestor geizere, acestor izvoare termale este încălzită de magmă. Evident că am luat-o pe un traseu greșit, adică nu e musai să urci până aici, ci te poți plimba pe alee din parcare 2 minute și ai ajuns la principalul geyser și observi pe parcurs și geyserele, izvoarele de mici dimensiuni. Dar avem o imagine super frumoasă asupra geyserului Stokkur, care este cel mai mare din Islanda și uite că îl vedem în toată splendoarea lui, a izbucnit, da? Înțeleg că odată la 10 minute se întâmplă lucrul acesta și poate ajunge la o înălțime situată între 20 și 40 de metri. Și oricum este cel mai cunoscut geyser din Europa, probabil și singurul de dimensiunea asta.
câte culori, câte nuanțe de portocaliu, galben, maro. Știi ce lipsește? Un albastru sau un verde. Culoarea este dată de minereuri. Stând aici destul de mult, pentru că noi stăm, filmăm, vorbim, simt așa că mă deranjează puțin gâtul, adică am inhalat prea mult sulf, probabil. Ce să-i faci? Riscul meseriei. De la gaze. De la gaze, da. Dar chiar simt. Ce spuneam? E lună turistică în Islanda, nu că n-ar fi așa tot timpul anului, dar probabil că acum în august vin mai mulți turiști decât de obicei. Oricum 40% din PIB-ul țării înțeleg că este asigurat de turism. Și acum ajungem în fața geyserului principal, Stokur, și așteptăm cu minți să erupă, probabil că mai sunt câteva minute. Ne-am aliniat și noi aici pe margine alături de ceilalți turiști. Începe. Timid. Și pentru cei ce sunt noi pe acest canal, să știți că am filmat și cel mai mare geyser din lume, cel mai înalt, ajunge până la 91 de metri, se numește Stromboat și face parte din Parcul Național Yellowstone din Statele Unite. A fost, a durat o secundă. A fost impresionant oricum. Un spectacol al naturii oferit în mod gratuit nouă oamenilor, muritorilor de rând. Foarte frumos și foarte complex mecanismul, sistemul, cum funcționează toată această erupție. Ca un foc de artificii. Interesant peisajul. Aici avem izvoarele termale, iar în partea stângă vedeți cât de verde este totul. Sunt două imagini contrastante, paradoxale, le-aș spune, dar care au legătură evident una cu cealaltă. Da, aici e un alt geyser, mai micuț puțin. A mai erupt odată. La un interval destul de scurt față de cealaltă erupție, cred că au fost 4 minute. Te ia prin surprindere, oricum, că nu te aștepți, nu dă niciun semn vizibil pe care să-l cunoaștem noi. Wow, ce interesant arată! O gaură în pământ. Ce frumos se vede apa! Ce culoare are, ce culoare are apa, da, incredibil! Sunt așa de diferite culorile, mă rog, bacteriile depuse pe izvoare, pentru că aici apa a impresia că e de un albastru pur. Probabil că se și reflectă cerul. Interesant e faptul că am văzut un panou prin care turiștii sunt rugați să nu arunce monede. Trebuie să respectăm natura peste tot în lumea asta și să nu recurgem la superstiții care probabil că n-au nicio legătură, adică sigur n-au nicio legătură cu realitatea, nicio valoare, doar punct de vedere al autosugestiei funcționează. Aici este celălalt geyser. Erupțiile acestui geyser sunt destul de rare, dar este al doilea ca mărime. Gata, ne luăm la revedere de la geyser și mergem către următoarea destinație a zilei. Partea bună e că sunt concentrate destul de aproape unele de celelalte și atunci distanțele parcurse nu sunt chiar atât de mari și reușim într-o zi să vedem destul de multe. Și la doar 10 minute de geyser se află una dintre cele mai importante cascade ale Islandei. Gullfoss se numește, sau Cascada de Aur în traducere. E aurită, are culoarea aurului. Ce imagine frumoasă! Mica Niagara, da, vorba lui Ion. Dar nu e o cascadă obișnuită, clasică, știi, care curge de undeva de sus și o vezi așa pe lungime, ci e mai degrabă una pe lățime. Oh la la, cum arată! Și iarăși, poate fi admirată gratuit, pentru că parcarea e fix lângă cascadă. O, dar e imensă!
Da, cred că e cea mai complexă cascadă pe care am văzut-o noi până acum. Iar o poveste extrem de interesantă, pentru că a fost salvată de la distrugere. Timp de mai multe secole a fost proprietatea unor fermieri locali din zona aceasta. Însă, pe la începutul secolului al 20-lea a fost cumpărată de un trus de electricitate pentru a fi convertită în lac de acumulare cu centrală hidroelectrică. Fica celui ce a vândut cascada s-a opus acestei măsuri, acestei idei și a dat în judecată compania. Se spune că mergea pe jos până în Reykjavik atunci când aveau loc audierile la tribunal și parcurgea aproximativ 24 de ore. În cele din urmă ea a amenințat că dacă nu va reuși să salveze cascada, se va arunca în ea. Dar pentru că a atras atenția ziarelor de la acea vreme, în cele din urmă, chiar dacă a pierdut procesul, cascada a reușit să fie salvată. Și datorită acestui gest eroic, măreț, avem posibilitatea de a ne bucura astăzi de o asemenea imagine. Apa acestei cascade provine de la unul dintre ghețarii situați undeva în Zare. Și înțeleg că aici se produce un fenomen extrem de interesant, în sensul că poate fi zărit curcubeul. Nu-mi dau seama acum dacă din unghiul în care mă aflu, pentru că se văd niște culori și cred că se produce datorită luminii și vaporilor de apă. Uitați aici, da, se vede în partea dreaptă. Mă simt extrem de norocoasă pentru că am văzut aurora boreală, am văzut geyserul de nenumărate ori astăzi, explodând, erupând, și văd acum curcubeul, deci arată splendid imaginea asta. Credeam că e un fenomen care se întâmplă extrem de rar, nu știu, unul la câteva zile, săptămâni. Fabulos arată! Nu-mi vine să cred, dar pe măsură ce avansăm, se vede și mai frumos curcubeul, și mai proeminente culorile. Deci nu pot să cred, e peste cuvinte, peste cuvinte ce trăim acum. Cred că ăsta este apogeul. Ce frumos e! Și mi se pare mie sau se mai formează unul aici în partea dreaptă. Ireal, ireal, deci duce undeva până după creasta acestui munte. Nu știu, nu pot exprima în cuvinte frumusețea locului în sine. Natura asta ne ia prin surprindere, ne uimește, ne lasă fără cuvinte, efectiv. Și uitați, încă un curcubeu și în partea asta, dar suntem foarte aproape de ea. De departe este cea mai complexă și cea mai frumoasă cascadă văzută de noi. Și am aflat de ce se numește Cascada de Aur. Sunt două ipoteze. Prima este legată de culoarea apei, ați văzut că este mai gălbuie, iar a doua este legată de niște rezerve de aur care se spune că ar fi fost îngropate aici de un om foarte bogat. Am ajuns la penultima destinație a zilei și asta pentru că am ratat un punct pe drum, un canion. Da, am uitat să-l punem pe GPS pentru că s-a deconectat, dar mergem acum să vedem craterul unui vulcan în care s-a format un lac și e foarte interesantă culoarea solului, cât de roșu e. Roșiatic. Parcarea este gratuită, dar va trebui să plătim un cost de intrare în valoare de 400 de coroane, adică vreo 2,5 euro de persoană, 5 euro în total. Banii aceștia sunt folosiți pentru a menține traseele acestea, aleile care sunt destul de bine amenajate. Și haideți să vedem cum ne mai surprinde Islanda astăzi. Ia să vedem o super imagine. Ce interesant arată! Partea faină e că putem coborâ lângă el. Bine, nu ai voie să faci baie, erau afișe peste tot.
Înțeleg că acest vulcan a erupt în urmă cu 6.000 de ani și practic atunci s-a format craterul, iar lacul un pic mai târziu. Vă dați seama, camerele noastre nu surprind în totalitate frumusețea locurilor pe care le vizităm, ochiul vede altceva. Dar vreau să vă spun că peste tot, în drumurile noastre prin Islanda, am văzut cai. Cai păscând în pășuni imense și o imagine atât de frumoasă, pentru că îi vezi așa în sălbăticie, vezi câte 5-10 cai odată în libertate, deci e ceva de vis. Nu prea am văzut văcuțe, în schimb cai și oi la greu, da, dar sunt niște imagini pe care chiar nu le pot surprinde cu GoPro-ul din mașină. Fabulos arată locul și cred că e fain să vii aici atunci când soarele e chiar sus aici deasupra, pe la prânz, încât să vezi culoarea apei, înțeleg că e turcoaz. Hai că se vede frumos și de aici, uite, așa ar fi trebuit el să arate în totalitate. Zona asta e atât de verde și de frumoasă, vezi flori, tot felul de copăcei, ei nu au mulți copaci și din avion chiar mi se părea o insulă destul de aridă, dar depinde foarte mult de zona în care te afli, pentru că aproape de Reykjavik, într-adevăr, peisajele sunt total diferite în funcție de câți vulcani sunt în zona respectivă, dar aici e absolut superb. Hai să vedem cât de rece e. Gheață. Bine, nici nu mă așteptam la altceva, dar el e picioasă. Nu știu dacă e bine ce am făcut. Nu, e uleioasă, de fapt. Pune limba. Nu, în niciun caz. Nu facem teste din astea în Islanda. Nu cred că e țara potrivită să faci astfel de teste. Foarte interesantă vegetația și uite-te un pic cum se mișcă norii, cât de repede. Mai aproape de noi. Da, probabil că suntem mult mai aproape de ei. Partea faină e că te poți plimba aici pe lângă lac sau te poți plimba de jur împrejurul craterului, sus chiar. Și gata, am ajuns în camping. Nu a fost greu să-l găsim, pentru că noi avem un card achiziționat de la firma de închirieri campere, cu care avem acces în 41 de campinguri. Mi-era frică, sincer, că nu o să găsim loc. M-am speriat, știind că e și criză de campere, de autorulote, nu prea se găseau pentru închiriat, însă vedeți și voi că este destul de liber și lumea abia acum începe să apară, pentru că de regulă turiștii vizitează pe timpul zilei. Dar ce facem noi aici? Am încins grătarul, evident. Nu e așa de frig. E răcoare, dar nu mi-este frig. Dar cu toate astea se abur, deci e ciudat. Da, probabil că eu am făcut patul, m-am ocupat să-l aranjez, să pun cearșafurile și așa mai departe, dar arată bine, spunem noi. Sunt foarte curioasă cum va fi tranziția de la cui mobil la camperul ăsta, dar e foarte ciudat că iese abur. Ne-am luat miel pentru că este specialitatea zonei. L-am pus pe grătar aici, miroase senzațional, miroase ca de Paște. Trebuie neapărat să mănânci miel când vii în Islanda, așa ni s-a spus. Acum vom vedea ce gust are. Și aici ne-am pus doi cartofi la fier pentru că nu cam mai mulți, atâta e boala de mică. Sunt și mari cartofi. Da. Aragazul este inclus în prețul camperului. A trebuit să plătim separat grătarul și avem acest frigider. E micuț, dar ne încap lucruri esențiale, aș spune. Oricum, cât stăm pe loc, nu avem voie să băgăm nimic în priză, nici invertorul care, stați să vedeți cum arată, nici frigiderul. Și aici avem veselă, cam atât. Iar aici avem două scaune și o masă și unul dintre scaune e rănit. E rupt. E rupt, da. Acesta este invertorul. Mă așteptam să fie o chestie mare. Dar își face treaba. Dar își face treaba. Da. Cam scârție toate. Ne mai și speriem uneori pentru că pocnesc anumite lucruri pe aici, prin spate, pe la mașină. Dar e ok. Își face treaba. Sperăm. Cam așa se prezintă mâncarea noastră, cina noastră din această seară. O să punem puțină brânză islandeză peste cartofi. Mâncăm tradițional ca pe această insulă, bineînțeles. Grătarul arată senzațional de bine, sincer vă spun. Nu vă imaginați cum miroase.
O să o servesc pe draga mea soție. A început să se lase destul de rece, sincer vă spun. De asta am luat și căciula și geaca de iarnă. Sunt curios cum o să fie la noapte, dacă această căldură din mașină o să facă față. Știi cum e, Andreea? Senzație. Bun e lui de Islanda. Dacă are ce să pască fiecare zi, îți dai seama. Crocan? Nu neapărat. E bun, foarte bun. Poftă mare, ne revedem cu nota de plată. Nat. E ora 10 seara, a apus soarele de aproximativ o oră și uitați-vă cum arată împrejurimile. Și se aud valurile, pentru că oceanul, Atlanticul de Nord e undeva în față, dar o să mergem mâine dimineață la cafea. O primă zi plină de surprize în Islanda la fiecare pas. Pur și simplu, de fiecare dată mi-a venit să spun planeta Islanda, pentru că ceea ce ne-a oferit e greu de găsit în altă parte. Trebuie să cauți mult. Și dacă ar fi să găsim un cuvânt care să definească Islanda, bine, sunt mai multe, frumusețe, complexitate, diversitate, ar fi liniștea, pentru că e o liniște de plină. Ne-am plimbat acum câteva minute prin orașul acesta și n-am văzut un om, nu s-au auzit mașinile trecând, pur și simplu locul în sine este dominat de liniște. Oare mai vedem aurora în seara asta? Nu cred că avem șanse să vedem aurora, dar noi încheiem vlogul și în cazul în care reușim totuși să o surprindem, dacă avem noroc, lăsăm câteva imagini să curgă după ce ne luăm rămas bun de la voi. Cam așa arătăm noi. Doi ursuleți la polul nord. Suntem aproape de cercul arctic, adică nu suntem chiar atât de departe. La o aruncătură de bus de Groenlanda, dar da, e frig seara. Da, frig. Se lasă frigul. Oricum revenim cu un feedback în vlogul următor și vă spunem cum am dormit în prima noapte în Islanda. Dar de ce am ieșit noi la plimbare? Ca să ne încălzim? Evident. Ideea e că toată lumea s-a dus la somn, adică e ciudat să te culci când afară încă e lumină. Asta mi se pare bizar. Islanda e senzațională, v-am pupat, ne vedem peste 2-3 zile. V-am pupat!